În ziua de azi suntem foarte dependenți de tehnologie fără să vrem. Cele mai recente tendințe din industrie sunt prezentate în mod regulat la cele mai mari târguri de electronice și multimedia din lume. Acolo, producătorii își promovează produsele, iar potrivit producătorilor, telefoanele pliabile sunt viitorul industriei de divertisment. Televizoarele cu un panou de înaltă rezoluție 8K au devenit de asemenea parte integrantă a târgurilor comerciale. Acestea promit chiar o rezoluție de 16 ori mai mare decât a televizoarelor Full HD. Găsești aspiratoare, frigidere inteligente, uscătoare de păr și multe, multe alte produse care ar trebui să ne facă viața mai ușoară. Toate aceste dispozitive au ceva în comun. Consumă energie, costă, nu țin veșnic și în multe cazuri nu le folosești la capacitatea lor completă. Directiva europeană Eco Design a anunțat că probabil începând cu primăvara 2023, anumite dispozitive vor fi interzise. În special dispozitivele care depășesc limita superioară nou definită pentru consumul de energie, și aici televizoarele OLED și 8K pot întâmpina probleme, dar bineînțeles și alte dispozitive. Reguli și legi noi din partea EU apar în fiecare an, nu este nimic nou, dar de data asta mare influencer, atât de la noi, dar și de pe afară, s-au supărat și critică EU pentru aceste noi legi, dar și ăștia au ceva în comun. Niciunul nu a înțeles mai exact despre ce este vorba și, de fapt, sunt alte lucruri mult mai nașpa care l-au făcut ăștia de la EU, de la directiva de eco-design, decât interzicerea de televizoare 8K. Românii noștri au copiat informația de pe un blog de pe afară și apoi s-au murdărit de engleză la gură. Iar ăștia de afară s-au supărat pentru că, bineînțeles, nu mai pot primi bani de la companiile mari pentru promovare de produse. Dar niciunul dintre influencer nu s-a dus într-un laborator de măsurări să asculte și părerea unui inginer sau la ce sunt bune aceste legi și chiar opresc progresul tehnologic? Bineînțeles că nu s-a dus nimeni să întrebe unui inginer ce este de fapt, domnule, de ce fac ăștia de la EU atâtea legi legate de energie. Mulți cred că dacă ai un aparat ieftin ca acesta să măsori consumul, care oricum după 3 luni de funcționare o să te surprinde că nu o să-l vezi că este mai mare, mulți se cred ingineri deja pentru că știu să facă chestia asta. Sau dacă măsori contrastul și culorile cu acest dispozitiv ieftin, la fel sunt ingineri. Da? A fi pasionat de tehnologie nu are nici nimic de a face cu ingineria. Da? Problema este mult mai complexă decât credeți. Lucrez de mult timp într-un laborator de măsurări de înaltă frecvență, unde pur și simplu testăm produse care se pregătesc să apară pe piață. Au trecut pe mâna mea o mulțime de dispozitive, de la jucării simple pentru copii până la aspiratoare, drone, televizoare și sute de monitoare. Vă spun sincer, 55% din dispozitive nu trec testele. Multe dintre dispozitive sunt, cum spunem în Germania, șrot împachetat frumos. Produsele interzise, sau mai bine spus, respinse de laborator, sunt și de la firme cunoscute, dar majoritatea sunt de la firme care apar pe piață sau vor să se lanseze pe piață și vor să pescuiască și ei o bucățică din marele profit care se poate face. Avem câteva seminare pe an unde ni se aduce la cunoștință noile reglementări de la EU și trebuie să recunosc că unele legi sunt foarte stupide, dar nu este în niciun caz, cum spun influencerii, că EU oprește progresul tehnologic. Bineînțeles, dacă asculți legile ca persoană fizică care nu are legătură cu ingineria, în fine, ești de afară, ți se par banale sau foarte exagerate. Dar din punct de vedere ingineresc, multe produse sunt într-adevăr gunoaie. Și că ne place sau nu ne place, anumite legi sunt foarte binevenite. Altfel ne-am umple de gunoaie. Și așa avem o grămadă de gunoaie, am avea și mai multe. Dacă nu am avea legi, am ajunge ca în vestul sălbatic, iar producătorii de electronice care nu au nici un fel de scrupule se gândesc la profit. Sistemul este într-adevăr destul de complex, așa că o să încerc să vă fac un rezumat pe înțelesul tuturor. Vă spun câteva informații așa din casă, cum se spune.
Dacă printre voi există cineva care lucrează în cercetare, probabil unele noțiuni sau procese vă sunt deja cunoscute. Dacă în ziua de azi vrei să lansezi un produs pe piață, este destul de dificil din mai multe puncte de vedere. De exemplu, îți faci o firmă în vasile electronice și vrei să aduci un televizor sau un telefon sau, în fine, ceva obiect electrocasnic pe piață. În primul rând, ai nevoie de bani pentru cercetare, ai nevoie de oameni serioși să nu-ți plece cu secretele din firmă și trebuie să aduci ceva revoluționar, ceva ce nu are concurența dacă vrei să ai succes. Dar, în mare parte, ai nevoie de un buget serios. Dacă faci un produs identic cu Samsung sau LG sau Apple, nu ai nicio șansă. Vrei să ai vânzări, trebuie mereu să aduci ceva pe piață care, din punct de vedere tehnic, trebuie să fie mai bun. Trebuie să aibă un pixel mai mult, o culoare în plus, ceva să fie tot timpul un plus, plus, pro, super pro și așa mai departe. Azi nu mai contează că X tehnologie care ai implementat-o tu în televizor sau în telefon poate nu este relevantă pentru un user obișnuit, trebuie să o ai și este un argument puternic la vânzări. Inginerii cunosc că camera de 10 de megapixel de pe telefon este vrăjeală la superlativ, deoarece userul pune poza pe Instagram în 1080 pixel sau că sute de herze pe monitoarele de gaming și acei timp în gama milisecunde au trecut deja de mult de granița fizicului uman ce poate omul vedea. Astea sunt foarte multe chestii de marketing, nu mai au nicio treabă cu realitatea. Sau miliardele de culori de pe ecranele monitoarelor, camerelor foto și așa mai departe. Sunt foarte multe argumente tehnice care aduc vânzări. Că ai nevoie de ele, asta este cu totul altceva. În concluzie, multe produse de pe piață conțin tehnologii foarte performante, într-adevăr, este adevărat, dar de care nu avem neapărat nevoie sau nu ne îmbunătățesc direct modul de viață sau activitatea de lucru. Făcuse cei de la Verbrauch Centrală Deutschland, pe român ar veni Centrul Consumatorului și Statista GmbH, este o platformă de statistici și sondaje. În fine, făcuse ei niște statistici și sondaje și a ieșit din aceste teste că multe produse high-tech sunt cele mai cumpărate de oamenii care nu au neapărat nevoie de acea tehnică, oameni care habar n-au ce înseamnă acei sute de megapixel sau frecvență de 400 de Hz pe la monitoare sau mă știu chestii de genul ăsta high-tech, da? Și într-adevăr sunt pe majoritatea telefonelor, de fapt pe toate, multe tehnologii, că vrei că nu le vrei, trebuie să le plătești. Ai nevoie de un telefon, cu siguranță telefonul tău va avea câțiva zeci de megapixel pe cameră sau X rată de refresh la ecran, da? În unele segmente ale industriei unde nu este așa mare concurență, această alergare după cel mai performant produs este mai lejeră. Dar unde există concurență mare, producătorii duc dispozitivele la extrem și chiar într-un timp foarte scurt și este chiar incredibil. Unele aparate sunt incredibil de performante. Dacă ai realizat, să spunem, un produs serios, care, să spunem, tehnic nu este avionul cu care să te duci la cumpărături un kilometru departare, ai dat rapid faliment. Nimeni nu este interesat de argumentele tale științifice, de exemplu că ochiul nu poate observa X rată de refresh sau că 8K în camera ta de 3 metri pe 5 nu are ce căuta sau că mașinile electrice de fapt producția de baterii este mult mai toxică ca la alte mașini. Sunt niște argumente care sunt dovedite științifice, nu este ceva science fiction acum, nu este ceva secret, dar omul de rând nu este interesat de așa ceva. Bineînțeles, avem nevoie și de această tehnologie care nu este neapărat utilă tuturor, deoarece din banii de pe aceste produse se face cercetare și într-o zi pot apărea produse de care avem nevoie cu adevărat, care probabil ne vor îmbunătăți viața. Acum v-am spus povestea frumoasă, acum vine partea urâtă. Producătorii au devenit din ce în ce mai lacom și pe anumite segmente nu mai există inovație și cercetare serioasă. Apare un concurent, vine o firmă mare cu buget mare și îl cumpără. Și se câștigă într-adevăr mult mai bine cu vândut de herți, pixel, culori și LED-uri colorate. Departamentele de marketing lucrează foarte eficient. Și este adevărat că nivelul de inteligență al consumatorului obișnuit
a scăzut și scade în fiecare zi. Cu alte cuvinte, în toată lumea sunt o grămadă de proști care cumpără un dispozitiv, nu care are neapărat nevoie, ci doar că se numește Pro, are niște LED-uri RGB și mai inventează influenceri niște unități de măsură care încep cu 3D și gata, produsul este vândut și s-a făcut profit. Anul următor vine același produs cu o versiune Pro 2, Canon Mark 2, Mark 3 și așa mai departe. Înțelegeți? Este foarte mult marketing care funcționează foarte eficient. Deoarece puterea de cumpărare și dependența de tehnologie crește din ce în ce mai mult, în cercul lăcomiei sunt atrași și distribuitorii, magazine online, platforme de social media, mari influenceri și în unele locuri chiar instituții ale statului. Problema a devenit așa de complexă și gravă încât chiar legi EU nu mai pot opri muntele de gunoaie electronice care apare în fiecare zi, în fiecare lună, în cantitate foarte mare. Unii distribuitori mari au ajuns la proceduri ilegale, dar nu prea te poți atinge de ei direct și aici intră laboratorul unde lucrezi în acțiune. Oprim o parte foarte mică din multe gunoaie care apar pe piața din Germania, de exemplu. Și, bineînțeles, dacă apar pe piața din Germania, cu siguranță apar și pe piața din EU în general. În unele țări unde, cum este România, unde EMAG, de exemplu, nu are concurență, problema este mult mai gravă, dar nu prea sunt instituții care să se ocupe cu așa ceva, iar la omul de rând nu ajunge prea multe. Acum vine partea urâtă. Distribuitorii mari și magazinele online au acces la multe informații și cunosc foarte precis cu ce produse pot obține vânzări. Sunt contractate firme mari din industrie să facă X produs care să conțină anumite caracteristici tehnice și, bineînțeles, se plătește foarte mulți bani pentru acest lucru. De obicei, aceste produse sunt făcute în timp foarte scurt și sunt lansate pe piață sub un alt nume pentru, să spunem, pentru a nu păta faima marelui producător dacă ceva nu merge bine. Iar Amazon, de exemplu, are firme mai mici care oficial nu au nicio legătură cu Amazon, ce se ocupă cu promovarea acestor produse. Această promovare înseamnă sute de review-uri pe YouTube sau alte platforme asemănătoare care sunt regizate după un scenariu propus de departamentul de marketing sau producător, în fine, iar o altă metodă care este și mai eficientă este prin paginile care îți oferă produsele la testare. De exemplu, la mine aici sunt niște pagini care se numesc toate Tester Job sau Tester Health sau Product Tester, unde te poți înscrie, spui datele acolo, în fine, chiar am testat și eu așa ceva, îți trimit un produs acasă cu scopul, între ghilimele, să-l testezi și trebuie să scrii, atenție, un review pozitiv. Numai pozitiv ai voie să scrii și trebuie să fie de o anumită lungime și să folosești câteva cuvinte ce îți spun ei, pentru că acele review trebuie să arate cât mai serios. În schimb, primești niște bani, 2-3 euro pe produs, sau poți păstra produsul, sau dacă este ceva mai scump, ți-l oferă la un preț foarte redus. Bineînțeles, autoritățile Germania au aflat deja prin 2012-2013 de aceste practici comerciale neloiale, deoarece s-au dus la extrem, în sensul că au trecut la următorul nivel și au făcut acele teste sau acele review-uri, nu știu ce firmă foarte scumpă versus nu știu ce produs foarte ieftin și bun, și au făcut într-așa fel acele review să pară ca produsul care nu avea nicio treabă cu această tehnică să fie rău. Și bineînțeles au fost închise câteva pagini, au fost arba persoane, în fine, dar acum a ajuns la următorul nivel și anume au mutat majoritatea sediu prin țări unde, nu știu prin ce tehnici, în fine, nu au autoritățile, să spunem, acces acolo să îi prindă pe infractori sau pe acești oameni care conduc aceste firme. În fine, de exemplu, te uiți la Tester Job, în impresum scrie Estland, au un sediu acolo, unele au pe nu știu ce insulă.
În fine, cei de la protecția consumatorului au agenții care urmăresc produsele de pe anumite pagini, iar din produsele suspecte sunt trimise la diferite laboratoare, printre care și locul meu de muncă, sunt trimise produse de testare și, bineînțeles, sunt multe produse care nu trec testele, dar au fost și produse care au trecut testele și totul a fost în ordine. Facem teste de compatibilitate electromagnetică, unde campioanele la pica teste sunt chiar televizoarele și monitoarele, mai ales alea care vă plac vouă cu mulți herți, și facem măsurări de consum de energie după anumite scenarii. Și bineînțeles, ce scrie pe etichetă este departe de valoarea măsurată. Am avut aici chiar și produse de la firme cunoscute care au picat testele, dar bineînțeles, mai puține au fost de la firme cunoscute. Nu avem voie să desfacem produsele. Dacă a picat testul, ceau bau, semnezi, faci protocolul și autoritățile se ocupă de restul. Iar la testele electromagnetice, aici problema este foarte gravă și rușinoasă pentru producătorii cunoscuți că au probleme în acest lucru. Aici am să vă explic câteva detalii. Ca să vă faceți o idee, produsele unde sunt surse în comutație și au și consum mai mare, da? Acolo unde sunt LED-uri, unde sunt dispozitive cu motoare, da? Sunt niște surse de câmpuri electromagnetice care dacă depășesc limita reglementată de EU sunt interzise, da? Cam acum ceva timp am avut în laborator niște plite de alea pe inducție, aragaze de alea pe inducție, și au fost așa de problematice încât ne-au supra-saturat receptorul. Iar deoarece nu avem voie să umblăm la aparat, aparatul este reglat după standardul EU și avem persoană care nu mai are acces la aparat, ca nu cumva să mușamalizăm măsurările, a trebuit să sunăm persoana să vină să ne seteze aparatul înapoi. Așa de puternic sunt unele aparate la ceea ce privește radiația electromagnetică sau probleme de consum. Da? Consumul este o problemă foarte mare, deoarece de obicei funcționează la consumul care îl scrie producătorul în documentație, funcționează numai câteva zile sau câteva săptămâni. Da? Sunt cazuri când după ceva timp nu mai are consumul care îl ai tu acolo pe etichetă și crește foarte mult și deja este un produs care este considerat cu probleme. Legat de problema compatibilității electromagnetice, care și asta poate de fapt modifica consumul de energie în timp, este foarte des întâlnită la firmele de renume, unde se economisește foarte mult la producție, design, piese ieftine, inginerie și așa mai departe, personal. Dacă desfaceți un televizor modern, o să întâlniți niște mărci de condensator sau alte piese de care nu ați auzit. Da? Inginerii din departamentul de proiectare sunt grăbiți, stresați pentru a termina rapid proiectul și este și normal ca unele produse să iasă cu probleme. Da? Inginerii din departamentul de proiectare de obicei sunt grăbiți și au un cuvânt mai puțin de spus. Dacă vezi că nu-i bine, vezi că sunt 100 de miliamperi în plus, îl doare pe undeva pe bossul cel mare sau pe ăla din marketing că tu ai spus, vezi că consumul cu 150 de miliamperi în plus. Da? Și toți vor să facă bani cât mai repede, să onoreze comanda și astfel să primească banul cel mare. Nu? Și cei 150 de miliamperi în plus la consum sau nu știu ce radiație sau vezi că pe sursa emite ceva pe X frecvență, este mai puțin interesat. Ia? Și în câteva luni cei 150 de miliamperi se dublează și așa mai departe. Așa deci, legile astea să mai oprească un pic producătorii din producția de gunoi electronic sunt binevenite. Tu ca persoană fizică, tu nu îți dai seama, tu îți cumperi un produs, te bucuri de el, are culori, LED-uri, dar dacă verifici și consumul la unele produse în timp, nu atunci când îl cumperi și îl testezi rapid, hai să-l văd ce se întâmplă acum cu el, da, cât consumă, wow, ce fain, dar dacă măsori în 6 luni, parcă nu mai este așa, da, și bineînțeles sunt multe aspecte care pot influența acest lucru, da. Tu dai pe el 500-600 de euro și înăuntru găsești piese de nici 50 de euro. Da? Și este o problemă destul de gravă. Influencerii, bineînțeles, sunt supărați și
Chiar mă uitam la, și la, mă uitam în special la cineva la noi, nu mai spun numele acum, că totuși îmi place așa de el și îl urmăresc și eu, dar câteodată așa se strică omul ăla și scoate niște perle din el. Mă gândeam așa cât dă din gură și cât vorbește, lucrez de o viață în domeniul ăsta, nici eu nu le știu pe toate și în fiecare zi mă ocup cu asta și tipul, na, ce să zic, în fine. Deci, problema cu produsele de proastă calitate este foarte, foarte gravă. Da? Laboratorul meu unde lucrez vrea să se retragă din acest aspect, pentru că, într-adevăr, nu produce așa mulți bani cu acest lucru. Autoritățile statului au un buget mic pentru acest lucru, pentru că acea oră care testeze un produs acolo costă foarte mult. Sau colegul, sau, în fine, alt departament. Și bineînțeles, se alocă un buget foarte mic și firma mea și ea vrea să câștige bani și face, se duce pe alte servisuri care produc mai mulți bani decât acest lucru. Și în Germania sunt multe, multe laboratoare care fac același lucru, dar bineînțeles nu pot opri toate produsele care sunt de proastă calitate. Este imposibil. Totuși, câteva frâne se pun acolo, da? Acum, bineînțeles, la această problemă suntem implicați toți, și cumpărătorii, și producătorii, și distribuitorii. Producem o risipă de resurse și facem bani altora care produc mai departe gunoi. Și aici este o armă cu două tăișuri, deoarece chiar dacă ai fi un producător serios cu coloană vertebrală, dacă ai face un produs cum trebuie, ai da faliment rapid, nu ai avea nicio șansă. Vrei să existi, trebuie să mergi pe acest drum, pentru că nu mai este nimeni interesat dacă ai nevoie sau nu ai nevoie. Important este doar să ai. Dacă eu aș explica și argumenta științific acum că 8K în sufragerie este bullshit și cât costă producția de material 8K, nimeni nu știe cât costă producția de material 8K, da? Aș primi numai înjurături. Dar în alte locuri, 8K poate fi util. Dacă explică rata de refresh pentru ochiul uman și de fapt tehnica din spate, ce se întâmplă de fapt cu acel LED care se aprinde și se stinge rapid? Și aici cei care se cunosc cu partea de radioamatori știu exact ce vreau să zic. Sau ce se întâmplă cu acel driver al LED-ului care comută rapid. Da? Dacă adun 150 de vizionări la un astfel de video, mă însor a doua oară. Dar dacă unul ca Bocnici prezintă televizorul cu care vezi de după colț, 1500 de nătărâi își fac rate pe 3 ani pentru televizor și garanția este doar pe un an. Înțelegeți? Da. Este o problemă foarte complexă care, bineînțeles, este la nivel global. Da? Risipă de energie, de resurse și, bineînțeles, o mulțime de practici comerciale neloiale care sunt deja cunoscute. Chiar dacă canalul meu de YouTube este foarte mic, am primit multe oferte de cereri pentru promovări de produse, software și așa mai departe și le-am refuzat respectuos. Nu că aș avea ceva cu oamenii sau poate că nu mi-ar trebui niște bani în plus acolo. Primeam și 200-300 de euro pe un video de 30 de secunde, dar le-am refuzat respectuos pentru că sunt produse de rahat care nu mă caracterizează, care nu-mi plac și știu că sunt de rahat. Și arta, cum au trimis textul care trebuia să-l spun și așa mai departe. Și aici trebuie să și râd că unii influenceri spun de obicei în review, chiar de 2 sau 3 ori în video, nu am fost plătit pentru acest video și chiar acest text este scris în acel scenariu, da? Pentru că și aceste review-uri trebuie să pară cât mai reale ca să aducă profit, da? Ăsta este și scopul, ca omul după video să dea click acolo pe linkul X și să cumpere produsul, da? Acum, sincer să fiu, nu poți să-i judeci nici pe ăștia care fac aceste review-uri false, asta este meseria lui, atâta știe să facă, are o familie de crescut, există expresia, scopul scuză mijloacele, dar totuși oamenii ăștia fac orice pentru bani. Da? Dacă te duci la Bucniș cu 5.000 de euro sau cu 10.000 de euro, o să spună la că și televizorul cu rata de refresh X i-a salvat viața. Da? Nu poți să-i condamn, dar nici nu poți să nu vezi că spirit civic nu au. Nu este niciun secret că la noi este prostie multă pe kilometru pătrat și, într-adevăr,
nu, hai să nu-i numim proști, naivi, da? Poți să-i manipulezi ușor și să câștigi bani la greu cu acești oameni. Acum, nu știu, parcă dacă îl văd în groapă, parcă nu l-aș filma să-l pun pe TikTok, parcă l-aș scoate un pic din groapă. Hai mă încoace, nu-mi place de tine că ești prost, dar lasă, dă un fras de groapă, hai aici pe margine. Dar mulți nu gândesc așa, da? Și este păcat. Acum, vă spun sincer, n-am niciun motiv să vă mint. Și mulți dintre voi care mă urmăresc, probabil mi-ați trimis și voi mesaje, da? Primesc săptămânal incredibil o ploaie de mesaje. Primesc cereri de la fă-mi, te rog, proiectul de facultate, fă-mi teza de doctorat, dă-mi o idee de X, de Y, plătesc, da? Până la reparații sau mesaje care sună cam așa, plătesc cât costă. Am închis Electronic Club, acum trimit mesaje pe Electronic Club, pagina din Germania, da? Au descoperit-o și pe aia, să duc acolo, un formular, scrie, pac, 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 dita mai mesajul, kilometri, da? Am mai blocat pe acolo câțiva, am mai blocat și prin comentarii pe la YouTube, am atâtea de mulți blocați la YouTube acolo, incredibil, da? Nu răspund la mesajele astea, s-au mutat acum pe Science Stories. Am primit săptămâna asta, până 27-a, am primit 62 de mesaje într-o săptămână de la oameni care au vrut ceva, în mare parte, că i-am selectat acum să duc direct într-un folder. Și a trebuit să scriu lângă formularul de pe Science Stories la contract, de la pagina de contact, vă rog, nu mă ocup cu reparații, nu ne ocupăm cu afaceri profitabile, cu free energy, câte de asta cu free energy am primit incredibil, în fine. Și sunt oameni care i-aș putea manipula foarte ușor. Unii îți dai seama din arta cum scriu și din ce vor, că na, au auzit și ei ceva informație care nu au înțeles-o cum trebuie și ei cred că ar putea câștiga niște bani cu asta și ar avea nevoie un pic de ajutor și cu siguranță ar investi ceva ca să facă și el ceva profit. Te prinde un influencer de ăsta cu mesaje de astea, pici în groapă rapid, cum s-a auzit și cu dascălul și cu astea, cum scrie și peste tot pe internet câte șmechere mai face și nebunul ăla. În fine, sunt oameni în care într-adevăr n-au scrupule, care îi se rupe lui că tu, da, te ajut cu informația X, îmi dai atâția bani și gata. Cât aduci informația ceva, că nu, na, asta e altă treabă. Acum, sincer să fiu, mi-am pus și eu întrebarea, ce aș face eu dacă nu aș avea din ce să trăiesc? Oare aș face așa ceva? De-aia nici nu pot să-i condamn, nici nu știu ce să zic. Poate dacă nu aș avea un serviciu bine plătit, sunt bine plătit și mai fac mulți bani pe lângă serviciu, cu chestii normale, nu fac politică, nu fac promovare neloială. Vă spun sincer, pe lângă servici, care am un salar fix acolo de bază foarte bun, pentru care trebuie să recunosc mult nu fac, da? Am un serviciu destul de flexibil, mai câștig bani cu Maya, câștig bani cu programare foarte mult, am niște proiecte interesante acum la niște firme din industrie foarte faine, unde lucrez ca freelancer și da, mă descurc. Poate dacă n-aș avea aceste oportunități, poate aș face și eu așa ceva. Nu știu ce să zic. Da? Totuși, aici cred că depinde și de caracterul omului. Da? Clar este că pe YouTube și social media sunt plini de oameni care practică numai metode de promovare comercială neloială. Și toți au ceva în comun. Toți sunt experți, toți au podcasturi și vorbesc numai bullshit. Poate dacă nu aș avea o situație financiară bună sau, eu știu, în fine. De exemplu, eu sunt mai simplu așa. Eu am mașină, dar prefer să merg cu bicicleta. Alții au mașină și preferă să mai cumpere încă una. Eu am pus 50% reducere pe Science Stories pentru studenți și elevi și am multe materiale gratis care au ajuns pe la facultate în România să fie prezentate la studenți în timpul cursurilor. Alții nu ți-ar da nimic gratis. Clar, nu sunt un businessman. Un businessman nu prea îți dă nimic gratis, da? Am văzut și la oameni din România, la care nu m-am așteptat, influencer pentru care am avut, să spunem, un oarecare respect, să promoveze mult bullshit. Da?
și promovează mult bullshit pentru că funcționează, este foarte eficient și poți produce bani și îi manipulezi pe oameni foarte ușor, da? În concluzie, că ne place, că nu ne place, legile sunt bune, numai așa existăm ca oameni, ca ființe, ca mediu social. Fără legi am fi niște animale ca în vestul sălbatic. Unele legi într-adevăr sunt stupide, da? Și este adevărat, sunt poate alte probleme mai serioase, mai grave ca diferite reguli. Asta este. Da? De exemplu, EU, vă dau un exemplu simplu, EU a ani de zile a discutat în fiecare lună despre reglementarea USB-ului. Fiecare dispozitiv avea cabluri cu mufe diferite, în fine, și nu a fost în stare să impună un standard. Că interzice 8K, că nu îl interzice, nu este un stop al progresului tehnologic. Din potrivă, producătorii ar trebui să fie mai motivați să producă calitate. Eu știu, influencerul X se spune, vai ce rău fac CEU că a produs, a oprit ăștia producerea de 8K OLED sau mai știu ce, dar du-te la un inginer să vezi, să-ți arate ce există într-un 8K OLED, să vezi ce e înăuntru, da? Măsoară energia și în prima lună, consumul, măsoară și el după 5 luni, să vezi ce se întâmplă, da? Înțelegeți? După cum am spus, că interzice EU 8K, că nu îl interzice, nu este un stop al progresului tehnologic, din potrivă, producătorii ar trebui să fie mai motivați și să producă calitate, pentru că lăcomia i-a dus cu totul în altă parte. Este păcat că pe YouTube-ul românesc nu sunt mulți ingineri care ar discuta despre gunoaiele electronice care sunt pe piață, pentru că sunt sigur că sunt mulți oameni care cunosc situația foarte bine și cât de complexă este problema și cât de grav este problema. Sunt așa de multe de discutat, da? Este incredibil. Din păcate, numai influencerii ăștia care n-au nicio meserie, care nu mai plin de idei și de opinii și de păreri, își dau cu părerea despre orice, le știu pe toate, și vorbesc despre lucruri care de fapt nu le înțeleg. Nu vă cumpărați 3 monitoare că ați văzut la mine pe masă că am 3 monitoare sau un procesorul cel mai tare de la AMD sau X aparat dacă nu aveți nevoie. Eu produc bani cu aceste 3 monitoare, de exemplu, mi ușurează lucrul productivitatea și așa mai departe. Dacă crezi că ai nevoie, cumpără. Dacă ai văzut numai la mine și vrei să cumperi ca să fii ca mine sau ca X sau ca Y, nu o cumpăra. Dar gândește-te bine înainte, da? Gândește-te foarte bine și când te uiți la un review, aruncă un ochi și pe fișa tehnică a produsului. Citește, de obicei sunt trecute, da? Toate detaliile tehnice. Gândește-te, am nevoie de acele caracteristici tehnice. Citește, nu asculta ce zice influencerul despre 3D cache, 3D nu știu ce, înțelegi? Citește, pentru că toate informațiile le găsiți la două clicuri distanță, da? Și o să înțelegeți mult mai ușor decât ce vă bagă pe gât influencerul, că poate să facă aparatul X, da? Într-adevăr, și eu mă uit la review-uri, la diferite produse când sunt interesat sau sunt curios, dar nu mă las niciodată influențat de cineva anume care îmi dau seama imediat când este un review de la plătit sau când omul are habar despre ce vorbește. Da? Mulți vorbesc 30-40 de minute despre nimic, absolut nimic. Sau pur și simplu iau o informație de pe un blog de pe afară sau mai nou se copiază ce spun cei mai mari influențări de pe afară, se traduce în română și se spune același lucru. Da? Citiți, citiți, căutați pe internet, sunt atâtea informații de calitate pe internet. Da? Chiar dacă sunt în altă limbă, copy-paste în Google Translator nu este traducerea perfectă, dar credeți-mă, aflați mult mai multe informații de calitate decât să citiți sau să ascultați pe influencerul X, mamă cât de grav este că au oprit producția de 8K. Da? Într-adevăr, sunt foarte multe de spus și, după cum am spus, mă repet încă o dată, este păcat. Este păcat că pe YouTube în limba română nu avem ingineri de calitate care să facă video despre tehnică. Sunt foarte puțini, într-adevăr, mai apar câte unul aici pe acolo, dispar pentru că, într-adevăr, nu au succes,
într-un fel, pentru că na, trebuie să ai și răbdare, trebuie să și îți placă să faci chestia asta. Eu vă spun sincer, de multe ori am vrut pur și simplu să șterg canalul de YouTube complet așa și să mă zic, mă fut în el de YouTube pe, în limba română, că numai nervii să-ți aduce. Da? Pentru că, într-adevăr, este multă lume needucată, multă lume care nu știe absolut nimic și își dă cu seama despre orice, ingineri de ăștia, între ghilimele, care au făcut vreo două facultăți și un master și abarnă pe ce lume trăiesc, au o diplomă și se cred mare, într-adevăr, da, dar avem nevoie de conținut de calitate, conținut cât mai mult de calitate. Și am zis de multe ori că voi promova dacă apare cineva care pur și simplu vrea să producă videouri despre electronică, despre inginerie, nu neapărat despre așa ceva. Din acest motiv am mai pus eu link-uri și pe Facebook și aici când am mai găsit câte ceva în română. De exemplu, am găsit un inginer din Arad care are un, am uitat cum îl cheamă, Gabor, parcă, care are despre strunguri, face chestii faine pe acolo, un chimist care face ceva experimente faine. Și într-adevăr au videouri puține, sporadic pe acolo postează, de-aia trebuie susținuți acești oameni, da? Din păcate avem numai pe Bucnici și pe încă vreo 7-8 care se dau mari specialiști în IT, programatori de cauciuc și în fine. De aceea citiți, gândiți-vă bine înainte să vă cumpărați un lucru și nu tot ce este cu LED-uri și Samsung și Apple și nu știu ce este chiar super, da? Înăuntru este foarte mult bullshit. Numai bine, ceau!